Alimentele care au calorii negative nu există. Este o prostie să vă explic imediat de ce. Se spune că sunt alimente care au calorii negative. Ce, ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă mănânci acele alimente, corpul tău arde mai multe calorii ca să digere acea mâncare, acele alimente, decât au ele în sine. Și este imposibil. Haideți să vă explic de ce, să vă dau un exemplu. Să presupunem că aș mânca 1000 de calorii pe zi doar din alimente care au calorii negative. Asta ar însemna... Că organismul meu ar arde 1250 de calorii, să zicem, da? pentru a digera acele alimente. Adică aș fi pe minus cu 250 de calorii când eu am mâncat 1000 de calorii. Și astfel aș muri. Corpul nostru are nevoie de calorii ca să supraviețuiască. Dacă aș mânca mai multe calorii, să spunem, aș mânca 2000 de calorii doar din alimente care au calorii negative, atunci corpul meu ar fi pe minus mai mult. Pentru că organismul, ca să digere acele 2000 de calorii, să presupunem că are de 2500 de calorii, da? Deci aș fi minus cu 500 de calorii, mai mult. Și practic, cu cât mănânci mai mult din alimente care au calorii negative, cu atât corpul tău este pe minus mai mult și mai mult și mai mult. Și ai murit din ce în ce mai repede. Deci este o prostie. Vă rog frumos încetați. Este un nonsens. Nu are nicio legătură. Nu are nicio bază. Și nu are nicio logică. Trebuie doar să vă gândiți logic, da? Nu ai cum să mănânci din ce în ce mai multe calorii și tu să slăbești din ce în ce mai mult. Practic asta spun oamenii care care afirmă că, domne, alimentul X are calorii negative, da? Asta înseamnă, dacă reduci la absurd și ai mânca doar alimente care au calorii negative, cu cât ai mânca mai multe calorii, cu atât ai fi pe minus mai mult și ai muri mai repede, pentru că viața nu există fără calorii.